În mașina lovită, detenul care face legătura dintre Baia Mare și Jibou se aflau 5 tinere cu vârste de 20 și 21 de ani. Toate erau colegi la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. Acestea se îndreptau spre casă în Maramureș și la o trecere de cale ferată au riscat să traverseze, deși semnalele acustice și luminoase anunțau apropierea trenului. Șoferița a fost singura care a supraviețuit impactului violent. Joi după amiază, 17 mai, la ora 18:03, pe centura ocolitoare a orașului Jibou, la kilometru 0 plus 250, între orașul Jibou și localitatea Someș-Odorhei, o tânără de 21 de ani din județul Maramureș, în timp ce conducea autoturismul, nu a respectat semnificația semnalelor acustice și luminoase aflate în funcțiune la trecerea la nivel cu calea ferată, moment în care autoturismul a fost lovit de trenul de călător care circula pe relația Baia Mare-Jibou. După impact, autoturismul a fost proiectat în afara părții carosabile. În urma accidentului a rezultat decesul a 4 persoane cu vârste cuprinse între 20 și 21 de ani, toate din județul Maramureș, pasagere în autoturism și rănirea gravă a conducătoarei auto. Polițiștii au întocmit dosar penal pentru ucidere din culpă. Două dintre tinerele moarte în cumplitul accident erau din sat Șugatag, una din comuna Sălțig, una din Ciocotiș, iar supraviețuitoarea accidentului, cea care se afla la volanul autoturismului, era din Răzoare. Vestea morții fetelor a șocat întreaga comunitate din sat Șugatag. Păi ne-a lovit pe noi comunitatea locală sau UAT Ogna Șugatag. Pentru mine a fost un șoc, pentru că am văzut pe banda televizorului că patru morți în Jibou. Dar nu știam că sunt maramureșeni. A venit informația. Una dintre fete este a lui Șteți. De data a venit vestea tot de la poliție că a murit și fata lui Bârja. Două familii înstărite, două familii cu potențial, două familii cu averi imense. Sigur că azi dimineața am vorbit cu Bârja, cu tatăle decedatei, care urla: domn primar, cu ce sunt eu de vină că acum 15 ani a murit mama în urma unui accident de mașină și acum s-a dus și Mădălina. Mădălina fiind studentă la două facultăți. A lui Șteți tot la fel, este la Universitatea Tehnică, la Universitatea Tehnică din Baia Mare. Consilierii locali, aici sunt la mine în birou, sunt bulversați. Prietenii și cunoscuții victimelor își plâng durerea și socializare. Dragoste, cuvintele sunt de prisos, mai lăsat singur când tu trebuia să nu mă lași niciodată. Nu există cuvânt pe lumea asta să-mi descrie dragostea ce ți-am purtat-o. Trebuia să ne căsătorim și să avem o casă mare, plină de copii, exact cum ai visat. Eu nu mai pot, sunt sfâșiat, zbor lin spre ceruri, fericirea mea, a scris iubitul uneia dintre victime pe un site de socializare. Dumnezeu să vă odihnească în pace, cu siguranță Dumnezeu v-a iubit prea mult și v-a luat la El, altfel nu îmi pot explica de ce azi nu mai sunteți printre noi. Sincere condoleanță familiilor și putere să treacă peste această încercare, se arată într-un alt mesaj postat pe Facebook. Cerul s-a deschis ieri pentru a primi un înger în împărăția lui. Mădălina, Dumnezeu să te ierte, este un alt mesaj postat pe pagina de socializare. Tânăra care a supraviețuit este internată în stare gravă la spital.